Bine că s-a oprit ploaia. Așa, după canicola de ieri, chiar era un... chiar e nevoie de o briză, așa. Vreau să-i mulțumesc lui Radu Carp, care ne va prezenta imediat trei volume din aceeași direcție. O să-l las să ne prezinte și seria, și tema, și teza, și tot ce mai cuprind cărțile. Trebuie să vă spun că Radu Carp a venit special de la Oradea pentru a participa la această lansare, de unde pleacă la București, ca să ajungă la Bookfest, că nu știi cum merge treaba. Așa, mai e un pic, dar e bine să ne asigurăm. Vreau să vă mai spun un lucru. Radu Carp este cel mai tânăr, după profesorul Ștefan Miclea de la Cluj, Mircea Miclea, pardon, l-am și botezat. Un profesor vine Paștele următor și mă execut. Mai trebuie să-l pun unii. Da, mă execut. După profesorul Mircea Miclea, care a fost profesor la 32 de ani, Radu Carp, la 36 de ani, a repetat performanța. Probabil informația asta pentru cei mai mulți dintre cei care nu ne urmăresc nu este deloc relevantă, dar eu o spun pentru cei care ne urmăresc. Și acum o să te rog să ne prezinți cele trei cărți, în ce ordine dorești, iar eu mă duc să-mi iau postul de cameraman în primire. Bună ziua și în sfârșit ne regăsim la un târg de carte. Pentru că aceste târguri de carte ne-au lipsit în ultimii 2 ani. Ultima oară, cred că am venit la Timișoara în 2019, la festivalul de film central și este european, dedicat lui Radu Caprea. Și atunci am făcut și niște lansări de carte. Am făcut niște lansări de carte chiar și anul pandemiei, de fapt, dacă să-ți părcătesc, în 2020, în condiții restrictive care nu ne permiteau niciun fel de dialog. Și iată că astăzi am revenit la bunile obiceiuri. Eu vreau să mulțumesc editurii Icon pentru că găzduiește al doilea proiect, de fapt. Atunci când deveneam eu profesor, în momentul în care spunea Valentin, încorporam o colecție, Teologia Socială. Era să spun cu regretatul Radu Preda, nu, trăiește. Regretat în sensul că nu este astăzi rândul nostru la această lansare. Și după aceea am început această colecție. Știam că editura Icon lucrează foarte profesionist și putem sconta pe ei. Am început acest proiect cu CESMINT, cu Centrul de Științe pentru Studiul Minorităților Transfrontaliere. L-am început în 2020 cu această cercetare privind slovacii din România, o cercetare pe care am făcut-o împreună cu Cristina Matiuță, cu Ștefan Herchi, ambii de la Universitatea din Oradea, cu Claudia Cardoș, care la acel moment era încă doctorant. Multe ori Claudia a susținut și teza de doctorat și i-am propus să o publice în cadrul acestei serii. Ea însă a acceptat cu condiția de a avea o variantă diferită față de teză. Deci ceea ce aveți astăzi este, de fapt, un material de studiu complementar lucrării apărute în 2020, pe care, iată, v-ați lansat în premieră, în care vorbește tot despre minoritatea slovacilor din România, așa fel încât cele două cărți trebuie citite complementar. Prima carte este, de fapt, un studiu sociologic, mult mai tehnic, mult mai aplicat. Cea care a ieșit proaspăt acum și pe care am lăsat-o în premieră ieri la Oradea, este o carte mai complexă, vine din perspectiva științei politice, se referă și la modalitatea de intervenție politică în Parlamentul României a Unității Slovace. Iar folosesc acest prilej pentru a lansa și o carte la fel recentă, un alt doctorant, Marian Oancea, o carte despre Transcarpatia,
Sigur că la vremea la care a fost publicată, ne gândeam că va fi un război în Ucraina. Dar am aici, cred că aș fi locatat deja, a fost pe teren. Am fost de mai multe ori Transcarpatia pentru a avea discuții cu comunitățile etnice care trăiesc în această regiune, români, maghiari, ucraineni, ruteni. Și am stabilit în premieră, zic eu, relații de colaborare cu Universitatea din Ușgorod și cu administrația locală din Ușgorod. Și la fel, după ce a terminat cercetarea, a fost foarte aplicat, a vrut să dea o ediție pentru tipar puțin diferită, să includă la fel comportamentul politic al comunităților care trăiesc în Transcarpatia. E o carte în premieră. Eu l-am încurajat să fac această cercetare, în momentul când a început-o era inedită. Puțin români știu unde este pe hartă Transcarpatia. Așa că vă invit să lecturați aceste cărți, pentru că ele vorbesc de fapt despre două țări învecinate și mai multe minorități pe care le cunoaștem mai puțin.